O mutație a noului coronavirus poate fi mult mai contagioasă decât SARS-CoV-2 în sine. Cel puțin asta susțin cercetătorii americani conform Daily Mail. Un studiu care a analizat mai mult de 5.000 de pacienți de la un spital din Texas arată că 99,9% din infecții au fost cauzate de mutația nouă numită D614G. Teoria conform căreia SARS-CoV-2 poate suferi mutații mult mai contagioase nu este nouă. Aceasta a apărut în Wuhan anul trecut. D614G este cea mai des întâlnită tulpina a noului coronavirus și totodată cea mai contagioasă. Aceasta s-a răspândit rapid în întreaga lume. Rutele internaționale au dus la situația din prezent. Cel puțin 85% din cazurile globale au mutația.